draga mea, sunt Luna Ala. Prima jumătate a acestei săptămâni este destul de armonioasă. Vei fi plină de entuziasm și vitalitate, vei fi capabilă să începi cu pasiune lucruri și proiecte noi. Curajul și hotărârea, precum și capacitatea de a lua decizii rapide, vor deschide noi perspective pentru tine. O mai bună interacțiune cu alte persoane în această perioadă îți va permite să iei decizii în cunoștință de cauză care îți vor spori succesul. A doua jumătate a săptămânii va fi mai stresantă. Există o probabilitate crescândă de situații periculoase care pot apărea din cauza agresivității, a grabei, a lipsei de atenție sau a apetitului pentru riscuri excesive. În această perioadă merită să crești atenția, să eviți conflictele, să respecti procedurile și măsurile de siguranță. În relațiile personale, neîncrederea poate fi înlocuită de armonie și înțelegere reciprocă și invers. Încearcă să nu dai crezare zvonurilor. Nu te avânta cu capul înainte de a afla informațiile fiabile. Astfel poți evita excitarea inutilă, dar și pierderile. După eclipse și în timpul lunii în creștere, între 16 și 20 iulie, toate întâlnirile importante, acordurile, semnarea tratatelor și începutul unor noi relații romantice pot fi foarte reușite. Această perioadă este deosebit de favorabilă pentru agonisirea de noi energii, pentru divertisment, pentru activități recreative și pentru trecerea de la afacerile trecute la cele noi. Perioada 16-22 iulie pentru mulți oameni va fi foarte dinamică și memorabilă. Și acum hai să vedem la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec. Această săptămână poate fi destul de reușită din punct de vedere financiar, dar pentru a câștiga ceva, trebuie să muncești din greu și să te duci departe. Reține, veniturile depind în mod direct de volumul eforturilor tale, de capacitatea de a lua rapid decizia corectă în locul potrivit, la momentul potrivit. Starea ta de spirit poate fi foarte schimbabilă. Abilitatea de a face noi contacte, dorința de a comunica și de a cunoaște alte persoane va crește. Încrede-te în intuiție în conversațiile cu colegii, dar amintește-ți, tăcerea este aur. În sfera iubirii există o adormire, nu apar romane noi. Dacă ai nevoie să discuți probleme cu părinții sau cu alți membri ai familiei, ale căror sfaturi contează mult, încearcă să începi conversația luni sau marți. Stelele te vor ajuta să găsești cuvintele potrivite. A doua jumătate a săptămânii este ambiguă pentru activitățile profesionale. Poate că relația cu șefii va deveni mai tensionată datorită faptului că nu ai timp să faci ceva la timp. Organizarea și autodisciplina te vor ajuta să pui lucrurile în ordine. Fii mai atentă când iei medicamente și, de asemenea, refuză să bei alcool, mai ales la sfârșit de săptămână. Sfârșitul săptămânii poate fi petrecut în călătorii, rezolvând probleme presante, iar tu va trebui să fii mai persistentă și să insiști pe cont propriu. Stelele îți recomandă, dedică-ți weekendul ție însă-ți, meriți o odihnă completă și nu implica străinii în asta. Astrele sunt optimiste. Taur. Potrivit astrelor, trebuie să îți câștigi pacea și răbdarea pentru a evita deciziile grăbite. În sfârșit îți poți găsi un loc de muncă pe care l-ai căutat, dar nu te grăbi. Totul nu poate fi atât de roz ca promisiunile. Ca urmare, nu vei obține tot ceea ce te aștepți. În viața de familie, soțul dictează reguli de conduită pentru tine și nu te gândești deloc la asta. Există o acumulare de iritare, iar vineri poți să treci peste asta cu o tantră.
La începutul săptămânii este recomandat să faci față problemelor legate de titluri de afaceri. Cel mai probabil nu îți va fi dificil să colectezi documentele necesare pentru obținerea unui pașaport, a unui permis de conducere sau a oricăror certificate. Dacă planifici astfel de activități luni sau marți, atunci nu vei întâlni întârzieri birocratice și nu vei pierde timpul în zadar. A doua jumătate a săptămânii poate fi asociată cu dificultăți la călătorii lungi, precum și la învățare. Poate că nu vei putea obține informațiile necesare pentru a studia subiectul ales sau profesorii vor avea o calificare scăzută și nu vor putea interpreta corect materialul tău. Urmărește strict aspectul tău. Orice neglijență în machiaj sau îmbrăcăminte îți poate nega toate eforturile pentru cineva. În weekend, astrele spun că vei avea o dispoziție confuză și aceasta poate fi ridicată numai prin comunicarea cu prietenii apropiați. Astrele sunt optimiste. Gemeni. Astrele anunță o săptămână plină de imprevizibilitate și nu înțelegi în ce direcție să mergi mai departe. Stelele au surprize pentru tine și sunt departe de cele mai plăcute. Poate că vei reconsidera programul de lucru și va trebui să lucrezi ore suplimentare. Discută imediat cum vei fi plătită. De asemenea, întâlnirile personale pot fi întrerupte, deci nu te aștepta să aibă loc o întâlnire planificată miercuri sau joi. Dar probabil o cunoștință neașteptată va fi să apară într-un loc în care nu te așteptai. Alocă mai mult timp pentru izolare, completată cu lucru prelungit în casă. Începutul săptămânii se poate dovedi a fi dificil, iar deja joi, problemele enervante vor începe să se acumuleze. Dacă te simți vinovată înaintea cuiva, mijlocul săptămânii este o perioadă bună pentru a-ți cere scuze. La începutul săptămânii poți primi informații utile care te vor ajuta în căutarea unor modalități de creștere a veniturilor. Este un moment bun pentru rezolvarea problemelor materiale. Poate că vei fi asistată în mod activ de un coleg de muncă. A doua jumătate a săptămânii poate fi asociată cu supraexploatarea energiei. Încearcă să îți protejezi energia și puterea la locul de muncă și în sport. Altfel, nu vei putea evita problemele de sănătate. Este mai bine să petreci weekendul acasă. În weekend pot exista schimbări pozitive în soartă. Astrele sunt optimiste. Rac. Este probabil un profit de la un proiect comun cu un partener activ. Dar stelele te avertizează asupra aventurilor. Această săptămână poate aduce schimbări serioase în viața ta, dar numai dacă vei putea lua o decizie importantă. Zeița Fortuna nu va sprijini oamenii secretoși. Dacă simți ceva, nu ezita să discuți acest lucru cu alții și vei primi mulțumiri pentru cuvintele tale. Stelele insistă asupra faptului că trebuie să iei în cele din urmă decizia privind problemele financiare care nu mai pot fi amânate. Poate că sunt taxe pe care le-ai uitat, iar dacă pleci în vacanță în curând, aceasta ar putea fi o problemă pentru tine. Serviciul a devenit din ce în ce mai enervant. Ți se cere să faci ceea ce nu dorești absolut deloc, dar nu poți refuza. Se pare că vei fi mulțumită de relația cu partenerul tău, aproape în toate problemele aveți aceeași opinie. Prima jumătate a săptămânii încurajează activitatea intelectuală și creativă. În acest moment poți învăța cu ușurință și rapid. Acesta este momentul potrivit pentru concursurile de atletism, precum și pentru tenis, volei pe plajă. Rezolvarea de tot felul de probleme și puzzle-uri te va ajuta să îți dezvolți intelectul. Este posibil ca în aceste zile să poți cunoaște un reprezentant al sexului opus și să îl intrigi cu spiritul tău. A doua jumătate a săptămânii poate fi asociată cu excursii și întâlniri interesante.
Dacă este posibil, odihnește-te în afara orașului. De exemplu, poți merge la un picnic cu prietenii, cunoștințe sau rude. Celor care sunt căsătorite, astrele le recomandă să se uite mai atent la nevoile partenerului. Dacă ignori nevoile pasiunii, nu poți evita conflictele serioase. În weekend poți să te bazezi pe noroc și să acționezi cel mai bine. Astrele sunt optimiste. Leu, nu este nevoie să îți supraîncarci stomacul și dacă mergi într-o vizită la sfârșit de săptămână, atunci nu te arunca la alimente grele. Încearcă mese simple. Ascultă opinia sexului opus, mai ales în acele aspecte care privesc aspectul. Coama ta de rege necesită o intervenție estetică, dar nu în jungla din baia ta, într-un salon civilizat. Dacă un bărbat îți spune că ești uimitoare, atunci să-ți amintești cum ești coafată, cum te îmbraci și încearcă mereu să arăți așa. Afectează pozitiv relațiile cu ceilalți, recreative sau religioase. Încerci mereu să-ți pui viața personală pe primul loc, iar acum nu ai motive să schimbi aceste reguli. Ți-ai abandonat munca și în toate zilele săptămânii visezi să continui sau să dezvolți relații romantice care tocmai au început să se înfiripe. Planete prietenoase îți recomandă. Privește totul cu atenție. O persoană poate să ascundă ceva de tine și să nu fie liberă. Dar acum nu simți niciun pericol și dorești doar să ai un moment bun cu multă adrenalină și flavonoide. Personal îți recomand ciocolata neagră. Este mai sănătoasă decât sexul protejat. Săptămâna nu este deloc ideală pentru călătoriile pe distanțe lungi, iar dacă ai planificat o vacanță, este mai bine să o amâni într-un alt moment. În prima jumătate a săptămânii poți fi implicată într-un fel de anchetă. Poate că te hotărăști să-ți clarifici problemele. Datorită discernământului tău, vei afla cu siguranță informațiile de care ai nevoie. Luni sau marți, o rudă îndepărtată poate veni să te viziteze, iar conversațiile vor fi interesante. În a doua jumătate a săptămânii ar trebui să acorzi o atenție deosebită sănătății, valabil și pentru plajă. Acum este mai bine să petreci mai puțin timp în soare. Astrele sunt optimiste. Fecioara! Săptămâna trebuie planificată foarte eficient, așa cum de obicei se întâmplă fetelor, înțelege că nu ai timp să faci tot ce ți-ai dori. Nu te simți bine? Faci doar lucrurile cele mai necesare. Va trebui să ții minte până joi să te prezinți la o întâlnire care îți va schimba situația financiară viitoare. Ți se oferă ceva nou, probabil că va trebui să schimbi locul de muncă, să faci niște cursuri. Este bine să bei sucuri de fructe, preferabil pepene galben și fructe tropicale. Situația din casă se îmbunătățește considerabil, dar acest lucru nu înseamnă că te poți relaxa complet. Motivul poate fi în tine. Fii mai atentă la familia ta. Înainte de a începe să te gândești cum să îți petreci zilele libere, amintește-ți că este curând luni și de vreme va trebui să te ridici, așa că ar fi bine să nu risipești întreaga energie, vivacitate și putere pe un amărât de weekend. La începutul săptămânii, stelele promit că te așteaptă multă comunicare prietenoasă. Poate că te vei cunoaște cu oameni interesanți care vor deveni prieteni. Știi că nu depinde doar de ei. Dacă ești un vizitator frecvent la forumuri sau comunități pe internet, în aceste zile contactele tale vor fi deosebit de active și constructive. Înainte de a începe lucrurile importante, asigură-te că te consulți cu persoane cu experiență și pui întrebări. În a doua jumătate a săptămânii vei deveni mai romantică, atractivă și fermecătoare în ochii reprezentanților sexului opus. Este posibil să te familiarizezi cu o persoană care îți va părea un partener ideal.
Cu toate acestea, nu te grăbi la concluzii. Ideile tale despre el pot fi iluzorii. La sfârșit de săptămână poți fi supusă schimbărilor de dispoziție, chiar și oamenii apropiați te pot irita. Țineți singură frâul și, dacă se poate, pune mâna pe căpăstru. Nu da din copite și nici nu îți arăta măestria în arta cabrării. Astrele sunt optimiste. Balanța. Conform spuselor astrelor, ți-ai dat seama în sfârșit că dacă nu începi să pleci în vacanță, vei rămâne acasă și vei merge mai des la serviciu. Potențialul tău este complet epuizat, iar odihna este necesară. Imediat luni, convingeți șefii să te lase să pleci și se va face. Mijlocul săptămânii îți poate aduce o stare bună, în cele din urmă o prietenă foarte apropiată poate veni la o bârfă necesară. Poți discuta despre viața ta personală, în care ești complet înculcată și vrei să rupi relația pe care nu ai început-o. Povestește cu patos. Prietena va aduce vorba și va ajunge la cine trebuie. La cel liber pentru tine, evident. Ambițiile tale însă pot da greș. Comportamentul optim în această perioadă este să te moderezi în fața dorințelor excesive. Vino acasă de vreme vineri și ia-ți prietenii la teatru, cinema sau doar să faci o plimbare. Amintește-ți că, stricând starea de spirit a tuturor celor din jurul tău, poți deveni cu ușurință o victimă a epuizării nervoase. Este utilă desfășurarea unui antrenament intensiv, astfel încât calorii suplimentare să nu lase urme pe talia ta zveltă. Mintea rece și obiectivele clare, caracteristice ție, te vor marca în prima jumătate a săptămânii. Te vei putea adapta cu succes la circumstanțele exterioare și poți obține ceea ce dorești. Dar acest lucru va necesita flexibilitate și un bun flair psihologic. Poate că vei avea șansa de a străluci cu cunoștințele tale, ceea ce va crește autoritatea în rândul celor din jurul tău. A doua jumătate a săptămânii, cel mai probabil, va fi asociată cu intensificarea luptei pentru un loc sub soare. Fii gata pentru acțiuni curajoase și asertive. Acesta este momentul în care trebuie să arăți calitățile tale de luptă și respectarea principiilor. Nu sunt excluse conflictele în familie, cu părinții și cu alte rude. Este mai bine să te pregătești pentru vacanță. Astrele sunt optimiste. Scorpion, vei fi mult mai prietenoasă și mai sociabilă decât de obicei. Dorești să îți extinzi cercul de cunoștințe și, pentru aceasta, decizi să apelezi la prieteni care au o mare vizibilitate socială. Decizia corectă, această săptămână este potrivită pentru unele întâlniri neobișnuite, acestea vor lăsa o amprentă asupra vieții viitoare. Stelele spun că ești predispusă să îți mărești prestigiul la locul de muncă și să fii tratată cu mult respect, iar în viitor te poți baza pe adăugarea a ceva concret la salariu. Viața te face plăcută și ești într-o dispoziție minunată toată săptămâna asta. Încearcă să eviți riscul în sfera monetară. În special, nu este recomandată participarea la proiecte de afaceri dubioase. Este timpul să îți acorzi mai multă atenție. Schimbă parțial dulapul, nu cu cel al partenerului, evident. Evaluează obiectiv aspectul tău. Poate că este timpul să schimbi ceva în ceea ce vezi în oglindă. De exemplu, cumpără haine mai uluitoare. Analizează cu atenție informațiile care vin prin vis, nu rata nimic de valoare. Dorința ta de a cunoaște va domina prima jumătate a săptămânii. Vei primi informații dintr-o varietate de surse, astfel încât să îți poți stinge curiozitatea. Este posibil să primești informații importante de la străini. De asemenea, este un moment bun pentru călătorii în scopul studierii caracteristicilor vieții altor popoare și îmbunătățirii cunoștințelor tale despre o limbă străină.
în a doua jumătate a săptămânii pot apărea probleme cu pregătirea documentelor. Nu este momentul potrivit pentru călătorii lungi cu mașina proprie. Pot apărea probleme cu reprezentanții serviciilor de patrulare și pază. Astrele sunt optimiste. Săgetător, poți avea planuri foarte neașteptate legate de muncă. Probabil ți se va oferi un proiect legat de o călătorie de afaceri pentru o lungă perioadă de timp, ceea ce te face să te gândești serios. Nu vrei să părăsești casa și partenerul prea mult timp. Există dezacorduri în familie despre acest lucru, ceea ce poate duce la conflicte. Nu intra în această problemă, poate că nu se va întâmpla nimic din tot ce crezi. Astrele îți recomandă, nu intra într-o nouă relație personală, aceasta va fi de scurtă durată. Dar nu-ți pierde optimismul. La începutul săptămânii pot apărea diverse evenimente neplăcute cu oamenii din jurul tău. Cu toate acestea, personal vei evita situații stresante. Motivul nu este numai imaginația și abilitatea ta de a lua decizii rapide, dar și de noroc obișnuit. În aceste zile, conturile tale bancare pot fi completate cu o sumă mare de bani. Între timp, a doua jumătate a săptămânii nu va fi atât de roz și de succes. Încearcă să nu faci lucruri care cresc riscul pierderilor financiare. În această perioadă crește probabilitatea de rănire, deci ai grijă când manevrezi focul și diverse instrumente. Ar fi frumos să vizitezi rudele sau prietenii tăi în acest weekend, în ultimă instanță să-i chemi la tine. Roata norocului se poate întoarce către tine. Munca excepțională și munca grea poate aduce fructele așteptate. Și te rog, cel puțin în weekend, să uiți de gândul de lucru. Această perioadă a fost creată pentru recreere și divertisment. Astrele te vor mai optimistă. Capricorn. Deja de la începutul săptămânii poți fi încântată de veștile primite de la partenerul tău și toate gândurile tale se referă numai la faptul că aștepți o întâlnire la care te-ai pregătit mult timp. Începe o dietă și implică-te activ în sport pentru a te aduce într-o formă excelentă. Hai că poți! Punerea în aplicare a planurilor tale, aparent în viitorul apropiat, poate genera o creștere. Dar relațiile din echipă sunt tensionate, cineva începe să invidieze succesul tău. Timpul petrecut cu părinții tăi, într-un fel, te ajută. Un eveniment neplăcut îți poate umple starea de spirit marți. Uniunea formată din relații maritale în prima jumătate a săptămânii va continua într-un dialog constructiv cu partenerul. Acum este posibil să ridici cele mai acute probleme care au condus doar la conflicte. Împreună puteți discuta aceste subiecte fără emoții inutile, ascultați unul pe altul și gândiți logic. Este de asemenea un moment potrivit pentru dezvoltarea parteneriatului de afaceri. Cel mai probabil, procesul la negociere va fi obținut cu ușurință la etapa de semnare a acordurilor reciproc avantajoase. Între timp, a doua jumătate a săptămânii poate fi asociată cu un nou val de confruntări cu un partener în căsătorie. Dacă ai un prieten de familie, atunci prin medierea lui vei putea evita multe conflicte în relație. Săptămâna este favorabilă pentru călătorii. Astrele luminoase recomandă să schimbi ceva în viață, să refuzi ceva, să accepți ceva. Până la sfârșitul săptămânii poți evita aproape toate certurile dacă te vei comporta cu grijă și cu atenție. Există șansa de a auzi veștile mult așteptate care îți vor plăcea, dar nu merită să te relaxezi și să pierzi controlul asupra situației. Astrele sunt optimiste. Vărsător, ești foarte aventuroasă și, prin urmare, particip la aventuri la care te vei decide cu ușurință fără a lua în considerare consecințele.
Dorești să câștigi bani rapid și fără niciun efort. Ai senzația că ideea ta genială trebuie plătită în avans, înainte chiar de a fi spusă. Și nu se întâmplă. Ca rezultat, poți avea probleme și dezamăgiri. Nu încălca în primul rând legile. Dacă viața personală nu este deosebit de norocoasă, ai pierdut încrederea unei persoane iubite, el se poate considera înșelat într-un fel. Fii fericită! Nu este prima dată când îl înșeli. Relațiile cu soțul sau cu părinții se pot deteriora grav. Ca de obicei, astrele îți recomandă ca prima regulă să fie aceea de a te îngriji de sănătatea ta. Fără ea, nu te poți bucura pe deplin de viață. Este adevărat că nu s-a inventat un tratament pentru lene, dar găsești tu ceva de aruncat banii degeaba. În prima jumătate a săptămânii, stelele prietenoase te avertizează să acorzi o atenție deosebită regimului de viață. Analizează-ți rutina zilnică, calculează cât timp petreci pe unele sau alte lucruri. Poate că ai reușit să faci mult mai mult dacă rutina zilnică ar fi alta. Anumite ajustări ale modului de viață vor avea imediat un impact pozitiv nu numai asupra productivității muncii, ci și asupra stării de sănătate. Iar pe viitor vei schimba creșterea dentale cu creștere în cont. Acest lucru este deosebit de important, deoarece în a doua jumătate a săptămânii vei fi mai predispuse la infecții virale. Încearcă să distribui efortul pe parcursul întregii zile și să exagerezi cu munca doar un minut pe zi, deoarece pierdere de energie poate slăbi apărarea corpului. Această perioadă îți aduce o mică dezamăgire asociată imaginii tale. Ceva o poate și fona, dar nu dispera și nu schimba totul radical. Poate că va fi suficient doar să îți schimbi puțin coafura. De pe dreapta, pe stânga sau invers. Astrele sunt optimiste. Pești. Săptămâna poate fi considerată bună dacă planifici cu atenție totul. Poți fi scufundată în probleme legate de o achiziție majoră, de exemplu, problema locuinței sau cumpărarea unei mașini. Trebuie să fii extrem de atentă, iar acest lucru te va ajuta în contractarea împrumutului. Cea mai bună zi a săptămânii pentru acest eveniment este marți. Cele mai romantice pot experimenta unele iluzii, iar situația le poate trage mai adânc și mai profund. Se pare că ți-ai găsit jumătatea, dar astrele prietenoase te sfătuiesc. Ar fi frumos să înveți despre trecutul acestei persoane mai degrabă decât să construiești planuri comune pentru viitor. Cu toate acestea, perioada este benefică să începi o viață nouă. Este momentul potrivit pentru un act decisiv pe care ai vrut mult timp să-l faci, dar nu te-ai putut decide. Stelele îți recomandă să părăsești propriul tău egocentrism. Când greșim în ceva, noi înșine suntem cei mai vinovați, deoarece le permitem altora să manipuleze propria noastră încredere și lipsă de atenție. La începutul săptămânii, stelele te sfătuiesc să oferi timp liber creativității. Poate fi orice ocupație pe care o faci cu entuziasm. O atitudine relaxată față de viață și capacitatea de a evolua pozitiv orice probleme îți vor permite să obții cu ușurință și în mod natural soluția problemelor care te îngrijorează. În zilele noastre, cu atât mai importantă este disponibilitatea timpului liber, atunci vei putea să te deschizi la maxim. În a doua jumătate a săptămânii, relațiile romantice pot fi în pericol. Nu lăsa sentimentul geloziei și instinctul posesiv să îți dicteze comportamentul. Amintește-ți că numai cu ajutorul sensibilității și a grijii poți realiza armonie în dragoste. În weekend este recomandabil să participi la concerte, cluburi sau evenimente festive. Lasă clarificările pe săptămâna viitoare. Astrele sunt optimiste! La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot.
Te aștept!